Trei lucruri pe care persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional nu le fac. Bine te-am găsit, numele meu este Felicia Ursărescu, lucrez ca și consilier de dezvoltare personală și dacă ești nou pe acest canal și dacă îți place creșterea și transformarea interioară, te invit să te înscrii. Aici, pe acest canal, vei găsi diferite materiale dedicate creșterii și dezvoltării personale și materiale dedicate copilului interior rănit. De asemenea, dacă apreciezi ceea ce spun, like și share, iar dacă nu-ți place, exprimă-ți părerea. Suntem într-o lume, așa zis, democratică, dar putem să ne exprimăm părerea și poți să spui că nu îți place ceea ce spun sau cum spun. Așadar, astăzi vom vorbi despre persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional. Persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional au o relație sănătoasă cu emoțiile lor. Nu le evită, nu le ignoră, nu le ignoră doar pentru că sunt inconfortabile, nu încearcă să le elimine sau să le repare, indiferent cât de neplăcute sunt. Ca urmare, persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional au o viață emoțională relativ calmă, pentru că, în primul rând, nu reacționează exagerat la factorii de stres și la provocări și nici nu iau lucrurile prea personal. Nu se blochează în tipare de îngrijorare sau de ruminație mentală. Nu lasă stările de spirit proaste sau emoțiile dificile să stea în calea a ceea ce contează cel mai mult pentru ei, a ceea ce corespund la valorile lor personale. Oarecum reușesc să fac acest lucru? Cum de ajung persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional să fie în acel spațiu în care sunt. Evident, nu putem neglija genetica, nu putem neglija familia în care a crescut o persoană, nu putem neglija dieta, exercițiile fizice, stilul de viață. Toate acestea joacă un rol important în nivelul nostru de echilibru emoțional. Totuși, adevăratul secret, dacă am putea să-l numim așa, al echilibrului emoțional, este acela că echilibrul emoțional se referă de obicei la ceea ce faci mai puțin decât la ceea ce faci mai mult, da? Și am să explic imediat ce vreau să zic. Persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional nu tratează stările și emoțiile dificile ca pe niște dușmani. În schimb, ei cultivă atitudini sănătoase în jurul emoțiilor lor. Și mai mult decât să cultive obiceiuri emoționale bune, știu să evite anumite obiceiuri proaste care pot conduce la fragilitate emoțională, la dezechilibru și nesiguranță. Și dacă vrei să devii mai sigur și mai stabil din punct de vedere emoțional, una dintre cele mai bune modalități de a face acest lucru este să identifici și să elimini aceste trei obiceiuri proaste din viața ta. Primul are de a face cu critica și criticismul. Am călătorit ceva în viața mea, am intrat în contact cu persoane din diferite culturi și trebuie să spun cu durere în suflet că așa cum este critic românul, puțin alții sunt. Este doar o observație și îmi pare rău. Critica, ironia, bășcălia, luatul la mișto, sunt modalități care oferă o creștere a ego-ului pe termen scurt. O persoană se simte parcă mai în control când e la mișto, când este disprețuitor, sarcastic. Dar, de fapt, pe termen lung, acest mod de a fi scade stima de sine. Clar, capacitatea noastră de a gândi critic și de a emite judecăți nu este un lucru rău în general. Dacă ne gândim bine, gândirea critică este fundamentul progresului și al prosperării umane în aproape toate aspectele vieții, de la medicină, la politică, la comunicare și așa mai departe. Dacă nu am putea să gândim critic, să reușim să punem în balanță diferitele alternative și să luăm o decizie, am trăit în continuare, cred că, în peșteri sau și mai rău. Doar că
Pentru faptul că această critică, această abilitate de a critica, de a avea un simț critic, să zicem, este uneori utilă, nu înseamnă că este întotdeauna utilă. De fapt, critica poate fi destul de dăunătoare și destructivă. De cele mai multe ori, atunci când critici lucruri și în mod special oameni, scopul nu este cu adevărat acela de a le fi de ajutor. În realitate este de a te face pe tine să te simți mai bine. Urmărit cu atenție anumiți influenceri care folosesc critica și batjocura și ironia crudă, în realitate se urcă pe un piedestal de parcă ar fi zei zeițe care știu totul despre viață, iar ceilalți sunt niște vieți muritori de foame care habar n-au pe ce pământ trăiesc. Dar se vede fragilitatea dincolo. Okay? La fel cum foarte multe sunt persoane care se cred șmechere, am întâlnit asta cu ani în urmă în România. Chiar și la liceu mi-am amintesc că erau băieți care se credeau șmecheri și erau foarte deflemiști, foarte critici, foarte ironici. În realitate ascundeau fragilitatea, nu reușeau să se relaționeze cu persoanele, aveau insecurități emoționale și legate de stima de sine, astfel încât încercau să se dea cocoși, să mascheze această fragilitate internă prin acest criticism și acest mod de a fi. Clar, când cineva critică prezentarea unui coleg la serviciu, nu e vorba că îl ajută, se descurce neapărat mai bine data viitoare. De obicei, se face pentru a ne simți mai bine în comparație cu el, nu? De exemplu, soțul, soția, când critică partenerul, nu întotdeauna o face pentru a-l ajuta, dar mai ales pentru a se simți superior, adică el nu e așa, sau ea. Depinde de caz. Știi foarte bine, cred că ai întâlnit contexte, poate și tu ai fost în situația asta de a critica pentru a te simți mai bine sau ai fost criticat ca să fii dat mai în jos decât ești, astfel încât ceilalți să se simtă mai sus. Critica, când este utilă, are ca scop transformarea lumii într-un loc mai bun. Dar critica nefolositoare are scopul să te facă să pe tine să te simți mai bun decât celălalt, să te simți mai bine. Noi învățăm asta de la o vârstă fragedă, învățăm în mod inconștient că a fi critic cu alte persoane este o strategie eficientă pentru a ne simți mai bine în pielea noastră. Și asta se transformă încet, încet într-un obicei. Te invit să te gândești la copilăria ta dacă părinții te-au criticat, dacă foloseau critica în educație, ca și instrument de educație, și să te gândești la tine dacă tu ai copiat acest comportament. Din nefericire, nu numai că această critică, acest obicei de a critica face rău celorlalți, dar îți face rău ție însuți pe termen lung. Pentru că critica celorlalți este doar o strategie de distragere a atenției, o formă de amânare care îți deviază atenția asupra problemelor altora, în loc să faci munca asta grea cu sine, și anume să-ți examinezi propriile probleme și emoții. Și evident că orice formă de amânare nu face altceva decât să umfle și mai tare problema, să o facă să devină din ce în ce mai mare și greu de gestionat pe termen lung. Când îți ignori propriile nesiguranțe, subliniind defectele altora, repete, simți temporar bine. Dar asta nu face altceva decât să permită propriei nesiguranțe să crească. Și pe măsură ce această nesiguranță internă crește, devine din ce în ce mai dureroasă, ceea ce înseamnă că trebuie să folosești critica din ce în ce mai mult pentru a te simți temporar mai bine. Când îți ignori propriile nesiguranțe, devii dependent de critică, ca strategie, o strategie superficială pentru a te simți mai bine. Iar, din nefericire, această strategie te fragilizează adesea și te face și mai nesigur din punct de vedere emoțional în cele din urmă. Dacă dorești să devii mai echilibrat și mai sigur de tine din punct de vedere emoțional, înțelege rolul real pe care îl joacă critica în viața ta și ia măsuri pentru a o elimina.
La început o să fie greu, dar hai să vezi că pe termen lung merită efortul. Un al doilea obicei pe care persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional nu-l fac este ignorarea propriilor sentimente. Ignorarea propriilor sentimente duce adesea la o ușurare pe moment, da? Este ca și cum te simți aiurea și bei un păhărel, te simți mai bine imediat. Dar și uiți de toate, nu? Dar pe termen lung, acest obicei, da, e o strategie de supraviețuire greșită, nu este altceva decât autostrada care duce direct la nesiguranță emoțională și la o slabă reziliență. Și am să-ți dau câteva exemple în care toți avem tendința de a ne evita sentimentele, emoțiile. De exemplu, ești neliniștit și îngrijorat după o zi proastă la serviciu și te întâlnești cu un prieten care te întreabă cum ești, cum te simți și te spui, oh, bine, nemaipomenit, merge nemaipomenit de bine. Sunt un pic obosit, dar nimic rău, nimic rău. Sau, de exemplu, partenerul sau partenera ta vrea să ieșiți în oraș și să zicem îți propune un restaurant arabesc, dar tu poate vrea să te duci să mănânci o pizza sau chiar poate vrea să stai acasă, dar în loc să iei în considerare emoțiile tale, sentimentele, ceea ce dorești tu cu adevărat, ignori și spui da, desigur, da, dragul meu, da, draga mea, hai să mergem. Un alt exemplu este când și mai grav, poate nu câștigi suficient de bine sau ți-ai pierdut locul de muncă, te confrunți cu foarte multă durere și rușine în legătură cu acest lucru. Iar când oamenii te întreabă ce mai faci, nu spui decât lucruri bune, arătând cu orice preț încredere și optimism. Da? Astea sunt exemple banale de cum evităm sentimentele dureroase. Da, este firesc să evităm sentimentele dureroase, pentru că cui place disconfortul, durerea, și dacă le poate evita, de ce nu? Și asta am învățat de mici. Din nou, repet, ca și în primul caz, nu că suntem doar într-o parte sau în alta, moneda are două fețe. Să ne suprimăm sentimentele și emoțiile uneori este util. Să dau un exemplu. Să zicem, ești foarte supărat sau ești foarte supărată, ai avut o zi neagră, ce știu, te-ai certat cu cineva și simți un sentiment de frustrare și dezamăgire și de abandon și te duci la frigider și mănânci o porție de înghețată și te gândești că de ce n-ar fi rău să mănânci toată cutia de 1,5 kg, nu? Adică te lași în prada emoției, a depresiei, a sentimentului de abandon și așa mai departe. Dar dacă tu pentru un moment ai ignorat pur și simplu sentimentul de abandon și toate sentimentele negative care derivă din acea ipotetică ceartă, n-ai avea nevoie de înghețată ca să te simți mai bine. Ok? Deci, probabil că în anumite cazuri să învățăm să ignorăm anumite emoții, n-ar fi rău. Problema este că, deși uneori este util să ne ignorăm sentimentele, emoțiile, obiceiul de a le ignora este periculos. Dacă te gândești bine, durerea nu este neapărat un motiv bun pentru a evita ceva. De exemplu, exercițiile fizice adesea sunt dureroase, dar duc la o sănătate mai bună, la flexibilitate mai bună, la o formă a corpului mai frumoasă. Un alt exemplu este să oferi un feedback sincer, poate fi dureros, dar duce la rezultate mai bune. Gândește că lucrezi într-o echipă cu persoane și că depinzi, munca voastră depinde de fiecare. Inclusiv salariul tău sau banii care câștigi la sfârșitul lunii și să eviți să dai un feedback sincer cuiva din echipa ta înseamnă că la sfârșitul lunii să câștigi mai puțin și o să câștigați mai puțin toți. Deci nu este o bună strategie. Iarăși, economic, de exemplu, un alt exemplu de, să zicem, durere, economisirea banilor, da?
Mulți au problema asta de a cheltui, 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 de a-și cumpăra ca niște copii mici toate jucările care le văd. Dar economisirea banilor în loc de cheltuirea lor, da, este dureroasă, dar duce la securitate financiară. Așadar, doar pentru că ceva te face să te simți rău, nu înseamnă că este rău. De fapt, multe dintre cele mai importante lucruri din viață necesită să te simți rău inițial pentru a te simți mult mai bine în cele din urmă. Și ideea este că dacă eviți în mod obișnuit lucrurile care te fac să te simți rău, vei pierde ocazia să te simți mai bine în viitor. Și lucrul ăsta este valabil pentru finanțe, sănătate, relații și mai ales pentru propriile emoții. Dacă eviți în mod obișnuit anxietatea și nervozitatea, pierzi ocazia de a te dezvolta și de a profita de noi oportunități. Dacă obișnuiești să eviți tristețea, este foarte greu să te conectezi empatic cu persoanele importante din viața ta, ok? Dacă obișnuiești să eviți furia și frustrarea, din nou este foarte greu să devii asertiv și decis în alegerile tale, în modalitatea ta de a te relaționa cu ceilalți. Așadar, dacă dorești să devii mai echilibrat din punct de vedere emoțional și mai rezistent din punct de vedere mental, există două abilități esențiale pe care trebuie să le dezvolți. Primul, capacitatea de a distinge durerea sănătoasă de cea nesănătoasă. Repet, uneori a te simți rău este un semnal de pericol, dar cel puțin la fel de des este un semnal de oportunitate de creștere. Iar a doua abilitate pe care ar trebui să o dezvolți este să-ți dezvolți capacitatea de a tolera emoțiile dificile și să continui oricum viața. Pentru că dacă insiști să scapi de fiecare emoție dificilă pe care o resimți, nu îți va rămâne timp sau energie pentru a te îndrepta spre lucrurile pe care le dorești cu adevărat de la viață, obiectivele, valorile tale, da? Când îți ignori în mod obișnuit sentimentele, devii mai fragil din punct de vedere emoțional pe termen lung, și mai tragic, riști ca viața să treacă cu totul pe lângă tine. Amintește-ți că lucrurile bune din viață necesită tolerarea disconfortului, iar tolerarea disconfortului emoțional nu face excepție. Am ajuns în sfârșit la a treia obișnuință, al treilea lucru pe care persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional nu îl fac, și anume încrederea în propriile gânduri. Când ai prea multă încredere în gândurile tale, îți limitezi libertatea emoțională și odată cu ea siguranța. Modul în care gândești în mod obișnuit determină modul în care te simți în mod obișnuit. În psihologia comportamental-cognitivă, acest lucru este cunoscut sub numele de teoria medierii cognitive. Aceasta afirmă că nu lucrurile provoacă emoții, ci gândurile noastre despre lucruri sunt cele care ne fac să ne simțim așa cum ne simțim. Îți dau un exemplu. Să zicem că ai de făcut ceva important, poate o prezentare importantă la serviciu și nu faci altceva decât până la prezentare să-ți petreci tot timpul făcându-ți griji în legătură cu acea prezentare. Șansa să te simți anxios este foarte mare, să ajungi anxios la prezentare este foarte mare. Și hai să zicem, uite un alt exemplu. Poate ești într-o ședință cu colegii tăi și ești nemulțumit și te gândești tot timpul în timpul prezentării, chiar dacă fiecare spune ceea ce are de spus, tu te gândești cât de neglijenți și cât de ineficienți sunt angajații și la 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 la. La sfârșit, te vei simți destul de iritat și furios, mai ales când te vei relaționa cu ei sau când va trebui să le dai un feedback, ok? Sau când va trebui să comunici cu ei. Un alt exemplu. Dacă stai toată seara ca să rumegi pe la o greșeală pe care ai făcut-o de dimineață, până la urmă ajungi să te simți destul de trist și rușinat. Iar ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Dacă dorești să schimbi modul în care te simți și să devii mai puternic și mai rezistent din punct de vedere emoțional, trebuie să-ți schimbi modul de a gândi. Mai exact, este important să nu ne încredem în mod automat în fiecare gând care ne trece prin minte, cum că ar fi adevărat sau ar fi util sau ar fi semnificativ,
Mintea umană este la fel de predispusă să producă gânduri iraționale, nefolositoare sau pur și simplu aleatorii, precum și contrar. Și dacă vrei să preiei controlul asupra vieții tale emoționale, în loc să fii controlat de ea, trebuie să devii, să înveți să devii un bun administrator al gândurilor tale. Așa cum știu toți grădinarii buni, doar pentru că ceva apare în grădina ta, nu înseamnă că trebuie să rămână. Iar smulgerea buruienilor este la fel de importantă ca și udarea trandafirilor. Acesta a fost podcastul pentru astăzi. Aștept comentarii, sugestii. Dacă ești interesat de creșterea, dezvoltarea personală, pe site-ul rivadu.com sunt deschise înscrierile la biblioteca Rivadu. Te invit să te uiți, să vezi dacă îți place, dacă rezonezi cu materialele care sunt. În fiecare lună sunt publicate noi și noi materiale. Sunt publicate materiale la cerere, în funcție de materiale care sunt publicate sunt în funcție de cererile pe care mi le face majoritatea dintre cei care sunt înscriși. Pentru astăzi, acesta a fost mesajul meu. Te îmbrățișez cu infinită iubire oriunde ai fi. Viață lungă și prosperitate!